Hai și nu l-am prins pe cameră, era ar să fie. Uite, dacă nu-i sunt, uite tu la ea. Da. Uite, uite. Să știi că o văzut ceva. Ce sunt acolo? Că ploarele, ceva? E, ceva acolo, da. Uite cum se duce. Știi ea ceva. Eu au auzit. Instinctul de predator s-a activat. Da, hai, că văd că și când le zice să plecăm mai repede aici. Hai. Colecția de păsări a lui Ionuț. O să-i las și link-ul la pagina lui de YouTube, pentru că face și YouTube. Și o să-l găsiți în descriere. Dar probabil și o să-l pun și aici, sus. Și acum mergem la pădure să vedem dacă găsim ceva. Asta e că bate foarte tare vântul. Țin camera foarte aproape ca să mă auziți. Da, deci astea sunt urme de vulpe. Așa presupunem. Presupunem pentru că... Alea de câini nu sunt așa adânci. Vezi? Sunt puțin mai dificultate. Astea de câini sunt mai apăsate. Deci asta e urmă de câini care mi-a apăsată, măi. Și astea... Oricum nu prea se vede foarte bine pentru că... Dar vezi? Vremea nu a ținut cu noi. Pentru că ele au picioarele la supli, știi? Și o păsează de câini imediat. Da. Și aici e vizuină de vulpe. Bine, sper că se vede, da. E activ, uite cum se vede, cum e calcată, vezi? Pe acolo, pe acolo se ridică, vezi? Și aici sunt urmele de vulpe. Și casele sunt foarte aproape. Totuși trebuie să menționăm că casele astea nu sunt locuite. Sunt făcute proaspăt acum, dar încă nu sunt locuite. Uite, aici dacă dăm... De câine o simțim mirosul de vulpe, vezi? Ce prudent. Da. Dacă dăm iarba aia uscată de aici, exact acolo e intrarea de vulpe. Intrarea în vizuina de vulpe. Și câinii după miros tatonează terenul. Șanțul ăsta a fost să pasă să nu treacă cu utilajul pe aici. Și vulpea au profitat de faptul ăsta că pământul e foarte cald de sub acolo, știi? E ușor de săpat. Intrarea e destul de secretă aici, vara ce sunt buriene multe și nu prea e deranjată. Nu cred că știi mare oameni, nu știu oamenii pe aici de vizina asta, sigur nu știu. Păi nu știu, că dacă știau, puneau lațuri. Da, da, da. Sunt pești aici? Da. Deci fii atent ce chestie interesantă. Balta asta a fost izolată cam vreo 6 ani de Moldova. Și știu că au mâncat tot peștile, tot ce era ce au mâncat știu că. Așa. A fost recoltată știu că, au prins aceste plasele. Și pe urmă a rămas numai știu că de asta mai micuță care mănâncă broaștii și mănâncă pui de clean. Clean mai sunt o câțiva, dar puțin tare, știi? Dar puiet, nu vedeai puiet. Anul ăsta, din Moldova și Moldova mare. Și-au adus puiet de pești aici, frate. Puiet mult de pești. Acum ești tu ce iar au ce mânca. Și cred că sigur la primăvară, la vară, sunt știu ce de recoltat din aici. Da, deci apa asta nu îngheață niciodată, pentru că este izvorul foarte aproape și iese cu apă caldă da, din interior. De acolo izvorește așa. Izvorul în partea aia. Eu am mers și picere mai ales pe gerul.
Până porțiunea aia de acolo, niciodată n-am găsit o înghițată, niciodată. Și era Moldova înghițată bocnă. A, și aici vin să mănânci rațele sălbatice. Da, 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 sunt și penii, dacă nu-i cum ar trebui, sunt penii. Da, și mai sunt amfibieni care hibernează în apele astea care nu îngheață. Amfibieni, da, da. Uite, planta asta, planta care trăiește numai sub apă. Se poate ține și în avară, dacă vrei. Asta? Da. Numai că îi trebuie multă lumină. Uite, acolo o vezi crescând foarte, foarte deasă. Plante de apă adevărate, știi, aici. Uitați, și acum am găsit urme de mistreț adevărat pe care vi-l arăt. Aici sunt două urme și ia să mai vedem mai încolo când mai sunt niște urme. Uite astea, da? Uite ce mare a fost. Da, da, da. Deci se vede aici cupita. Stai să văd cum. Astea sunt urmele de câine. Noi doi câini. Au venit, au căutat și ceva de mâncare. Și aici se văd clar urmele de mistreț. Cred că găsești și rădăcini de plante pe lângă râmii. Da, găsești și rădăcini, da, mănâncă și că sunt omnivori. Solul fiind dezghețat aici, în alte părți înghețat. Dar aici e dezghețat pentru că pânza freatică e deasupra și ține cald la tot. Da, da. Pentru ei e o sursă de... Mănâncă și rădăcini de plante și da, da, da. Au regim de hrană omnivor. Deci nu o să dă înlături nici de la mâncat carne, dacă au ocazia. Copitele din față și pintenii aia care are, știi? Ăștia sunt pintenii și copitele din față. Și pe aici văd că sunt multe urme. Au venit, cred că, să adapte aici la apă. Da. Că e apa aproape. Nu au nevoie. Se vede. Hai și nu l-am prins pe cameră, fir ar să fie. O fugi, s-a dus și... Ce să bă, dacă eram mai atenți. Dacă eram mai atenți, îl prindeam pe cameră. Stătea acolo, ia, acolo stătea. După bușteanul ăla stătea, mă. Acolo stătea. Fie rar să fie. De aici urmă de căprioară. Uite, pe aici sunt urme de căprioară. Ai auzit? Nu. L-ai auzit? Și... Ai de bine sau de rău? Da. Nu știu, sunt cam afundate. Ai
plăsăriște. Da. Erau două. Ce două? Patru fost. Patru fost, eu am văzut doar două. Am zis iepuri cum ar, dar nu era... Nu, erau căprioare, că le-am văzut și eu. Am văzut, dar simte că sunt acolo, căprioare, sunt vieți ceva. E, să ceva acolo, da. Uite cum se duce. Știi ea ceva. Eu am auzit. Instinctul de călător s-a activat. Da, hai, că văd că și când le zice să plecăm mai repede aici. Hai. Da, dar pleacă spre oraș, nu știu dacă se văd pe cameră. Una, două, trei am văzut eu. Da, ele vin aici să hrănească la rapiță. Ia uite cum au mâncat. Sunt urmii pe aici. O dat cu piciorul și după aia au mâncat. Și ele ne pândesc acum de acolo. Vadă ce facem. Haide, dar uite ce frumoase. Hai să continuăm drumul, ne prinde noaptea. Vedem peisajul. Și câinii noștri care ne-au însuțit astăzi. Ia uite cum s-au hrănit pe aici. Asta tot e mâncare... Opera lor, da. Opera lor, da. Au mâncat și pe aici, și pe acolo. Nu, la mistre se observă altfel, se vede cum el intră cu botul în pământ. Aici, lângă pădure, vin să hrănesc pe câmp. Dacă sunt pericol, imediat se bagă în pădure. Au apă, au Moldova aproape. Au apă, dacă e Moldova aproape. Au tot ce vor. Uite, ele acum încă se uită la noi să vadă ce facem. De ce ne oprim? Asta e un corb. Ok. Asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut mica noastră excursie și bineînțeles păsările lui Ionuț. Bate vântul, sper că m-ați auzit ce am vorbit și până data viitoare când ne vom revedea, nu uitați să ascultați, să observați și să învățați de la natură. Pa! Era un copil și în stogurile de fân o grămadă de vrăbi. Dacă duceai și îți dai o palmă acolo, ieșau stoluri întregi de vrăbi. Și așa dorm ele. În fân. E și cald. Și așa apărate, știi? Ia să vedem. Păi da, oricum o să fugă. Uite, ăsta masculul ăsta stă aici, nu? N-are treabă cu mine. Oricum se uită la mine, ia să iau. Hop! Și a fugit. S-a urcat un pic mai sus. Uite cum iese de acolo. Da. Ele cred acum că eu mă duc să le prind. Dar nu le prind. Da.